Salutare, dragi prieteni! Vă prezentăm știrile locale săptămânale ale ziarului 21, pentru că meriți să știi. Andrei Suciu și USR Plus Turda au depus dosarele pentru candidaturi la funcțiile de primar și consilier local luni 17 august. După ieșirea din sediul primăriei, Andrei Suciu, candidatul USR Plus pentru funcția de primar al municipiului Turda, a declarat: bună ziua, sunt Andrei Suciu, candidatul Alianței USR Plus la primăria municipiului Turda și astăzi însoțit de colegii mei care vor candidat la Consiliul Local al municipiului Turda, am venit să ne depunem dosarele de candidatură pentru a fi admiși în cursa electorală. Cer sprijinul locuitorilor municipiului Turda pentru a putea schimba această administrație cu una performantă, meritocrată, transparentă, deschisă în total pentru nevoile cetățenilor. Vă mulțumesc! Pe lista celor de la USR Plus în top 10 consilieri locali se regăsesc Andrei Suciu, Gabriela Blăniță, Adrian Teban, Liviu Ceclan, Gavril Pop, Viorel Nemeș, Ovidiu Micu, Corina Duca, Meri Turdean, Alexandra Nisto. Data de 16 august a însemnat pentru întreaga suflare din comuna Mihai Viteazu o binecuvântare venită de sus prin prezența tinerilor talente ale comunei și prin prezența părintelui Marius Ciprian Pop, omul lui Dumnezeu. Aproximativ 2 ore a ținut spectacolul de pricesne la care au participat zeci de oameni. Respectându-se distanțarea socială și normele impuse de autorități, Marius Ciprian Pop, în stilul inconfundabil caracteristic, pur și simplu a oferit hrană duhovnicească și cuvânt de învățătură celor prezenți. Primarul localității, Ioan Zeng, vizibil emoționat, a ținut să transmită: la mulți ani tuturor celor care poartă numele Maria, precizând că astfel de evenimente culturale o să mai fie organizate pe raza comunei. O seară culturală foarte reușită la Câmpia Turzii. O seară minunată și binecuvântată la Câmpia Turzii în data de 15 august. În prezența înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei Andreicuț, a primarului municipiului Câmpia Turzii Dorin Lojigan, a profesorului universitar Călin Felezeu și în prezența unui public ghirișan numeros, s-a sărbătorit patronul spiritual al municipiului, Fecioara Maria, și Sfânta Sărbătoare a Brâncovenilor. Cuvintele duhovnicești rostite de înaltul Andrei, care făceau referire la partea religioasă a sărbătorii Brâncovenilor, au fost pansament sufletesc pentru cei prezenți. Istoria neamului nostru românesc a fost transpusă în cuvinte de către profesorul universitar Călin Felezeu. Copiii de la Biserica Învierea Domnului, grupul Felicitas, conduși de părintele Sebastian Zăhan, au pus în scenă o secvență din viața de pe urma lui Constantin Brâncoveanu și a celor 4 fii ai săi. Evenimentul a fost prezentat de Adrian Soporan și părintele Sebastian Zăhan. Din spectacol a mai făcut parte Attack Band din Cluj-Napoca, Raul David Lenart, contrabas Rareș Muntiu Vioară, Flaviu Ianchi și pian, niște tineri de excepție de la opera din Cluj. Tradițiile nu au fost uitate, iar ansamblul folcloric Ardeleana, împreună cu fanfara Promenada a Centrului Cultural Câmpia Turzii, au completat un eveniment de suflet. Înalt preasfințitul Andrei a rămas impresionat de activitatea organizată de primăria municipiului Câmpia Turzii, în colaborare cu parohia Învierea Domnului din Câmpia Turzii, și a primit asigurări de la Dorin Lojigan, primarul Câmpiei Turzii, că astfel de evenimente vor mai avea loc în orașul nostru. Marți 18 august, echipa PNL în frunte cu primarul municipiului Câmpia Turzii Dorin Lojigan au depus dosarele pentru candidaturile la alegerile din 27 septembrie. După depunerea dosarelor, Dorin Lojigan a oferit o scurtă declarație de presă. Astăzi, împreună cu echipa PNL Câmpia Turzii, ne-am prezentat la sediul primăriei municipiului Câmpia Turzii în vederea depunerii candidaturilor pentru funcția de primar și de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.
Mă prezint astăzi în fața cetățenilor municipiului Câmpia Turzii cu o echipă, zic eu, cea mai profesionistă echipă dintre toate listele de candidați care în acest moment au fost până în acest moment au fost depuse. O listă pe care veți regăsi persoane din toate categoriile sociale, persoane care au studii superioare din diverse domenii de activitate, listă pe care veți regăsi trei doamne pe poziții eligibile și de asemenea găsim doi tineri pe poziții eligibile. Pentru că PNL Câmpia Turzii oferă șanse tuturor. Câmpia Turzii are proiecte europene în valoare de peste 40 de milioane de euro finanțare europeană, proiecte în desfășurare, proiecte mari care pun baze solide învățământului, turismului, sportului, infrastructurii și care, după implementarea lor, vor transforma municipiul Câmpia Turzii într-un municipiu european, așa cum este Clujul. Aceste proiecte conduc la creșterea calității vieții fiecărui cetățean din municipiul nostru și a întregii comunități totodată. Fie că vorbim de planul de mobilitate urbană, fie că vorbim despre cele două licee, fie că vorbim despre complexul sportiv sau complexul social, proiecte pe fonduri europene, sau că vorbim de proiecte din fonduri guvernamentale sau locale, cum ar fi bazinul de înot, stadionul, sala sporturilor, ori parcul central, sunt dovada vie a faptului că în Câmpia Turzii se poate, sunt dovada vie a faptului că ne dorim ca orașul nostru să prospere și să devină, așa cum am spus mai devreme, un oraș european, exact ca și Cluj-Napoca. Toate acestea nu se pot face decât prin continuitate, iar ceea ce noi ne dorim este să continuăm proiectele pe care le-am început. Vă mulțumesc! Primii 13 candidați propuși pe listele PNL pentru funcția de consilier local sunt Dorin Lojigan, Cristian Haiduc, Sabin Ghemeș, Dumitru Drăghici, Mihail Pătruțiu, Adi Antal, Georgiana Caxca, Alex Socaciu, Finica Oltean, George Stănilă, Călin Crihărmeanu, Gheorghe Socaciu, Radu Goia, în timp ce Dorin Lojigan va candida pentru un nou mandat de primar al municipiului Câmpia Turzii. Sâmbătă, 29 august, sala Gheorghe Barițiu din Turda va găzdui primul meci din acest sezon al magnificilor turdeni. AHC Potaița Turda va juca împotriva croaților de la HRK Gorița în turul 1 preliminal al European Handball League, sâmbătă 29 august, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu. Potaița Turda este de ani buni în topul handbalului din România, iar în sezonul trecut a ocupat poziția a doua a clasamentului, aceasta fiind cea mai bună performanță internă a clubului. De altfel, Potaița Turda a cucerit un trofeu continental, Challenge Cup, în 2008. European Handball League, competiția în care Potaița Turda a fost înscrisă pentru acest sezon al competițiilor continentale intercluburi, va fi organizată după disputarea tururilor de calificare și a tururilor preliminare, pe formatul a 4 grupe de câte 6 echipe, iar 12 din cele 24 de participante au asigurat direct locul în grupe. Se va reabilita stadionul municipal Mihai Adam din Câmpia Turzii. Vestea bună pentru sportul ghirișan a fost dată de Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii, care a precizat că, cu sprijinul guvernului liberal, după o serie lungă de întrevederi la București, campania națională de investiții a cuprins pe lista de investiții în vederea finanțării reabilitarea stadionului municipal Mihai Adam din Câmpia Turzii. După ce am reușit aducerea stadionului în patrimoniul municipiului, aceasta este a doua veste importantă pentru iubitorii sportului din Câmpia Turzii, a mai precizat primarul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan.
Consiliere domnitor Mihai Viteazu, care și-a găsit sfârșitul pe meleagurile Turzii în 19 august 1601, a fost comemorat și în acest an de autoritățile locale. Comemorialul militar-religios organizat cu ocazia comemorării Marelui Voievod Mihai Viteazul a avut loc miercuri 19 august 2020. Evenimentul a început cu primirea preasfințitului Benedict Bistrițeanul, urmat mai apoi de Sfânta Liturghie Arhierească, după care s-a ținut un moment comemorativ parastas, iar apoi au avut loc alocuțiunile și depunerea oficială de coroane. Veste bună pentru sportul turdean, a fost semnat contractul de finanțare pentru construirea sălii de sport competiționale de nivel internațional din Turda. Clădirea va beneficia de mai multe funcțiuni, precum bazin de not de relaxare, vestiare cu dușuri și grupuri sanitare aferente pentru sportivi, antrenori, arbitri, oficiali, sala de sport, saună, cabinete medicale și antidoping. Camere pentru recuperare sportivi, masaj și fizioterapie, sală VIP, sală pentru conferințe, presă, etc. Sala de sport din Turda va avea o capacitate totală de 3320 de locuri, dintre care 56 destinate persoanelor cu dizabilități și însoțitorilor acestora, și va putea fi omologată internațional pentru competițiile de handbal, basket sau volei. Valoarea totală a contractului este de peste 65 de milioane de lei, iar finanțarea se va realiza prin CNI. Turdean testat pozitiv COVID-19 a fugit din spital. Potrivit celor de la IPJ Cluj, în cursul zilei de joi 20 august, polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați despre plecarea voluntară a unui bărbat în vârstă de 60 de ani din incinta unei unități medicale în care a fost testat pozitiv cu virusul COVID-19. Bărbatul urma a fi transferat la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Au fost derulate activități pentru depistarea bărbatului, iar în jurul orei 14, acesta a fost identificat în propria casă pe raza municipiului Turda. În baza unui mandat emis de magistrați, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intrat în locuința acestuia, unde l-au imobilizat, iar ulterior acesta a fost transferat de către un echipaj medical la unitatea spitalicească. În continuare sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal, informează purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj.